seara asta și am blocat tot traficul în centrul Bucureștiului. Am rugat colegele mele să pregătească o prezentare scurtă, are doar 83 de slide-uri. Câți dintre dumneavoastră sunt membri, să spun așa, sau vin des la dumneavoastră OPPC? 4 doar? Nu știu dacă știți, povestea este ediția 90, este aproape aniversară. Și dacă știți cum s-a născut lumea sau BBC, știe toată lumea. Bănesc că este o pagină de Wikipedia pentru asta. Vă spun povestea neoficială. Lumea sau BBC a fost ideea mea. Acum 4 ani. Pe care am dat-o Ionuț Munteanu. Și eu uite ce a făcut din ea. 90 de ediții. Și mi-a zis asta, acum câteva zile, nu știu, nașule. Eu sunt Godfather, nu mai se obiecti. Să nu vii și la a 90 aniversare, că noi o să nu credem că apucăm. Și măcar să închei tu, că după asta nu se mai face. Și am rugat colegele mele să pregătească o prezentare scurtă, ne-au spus că au ieșit 23 de slide-uri, eu vorbesc 2 minute pe slide. Până atât aveți închiriată în sala. Bun. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt probabil experți în zona SEO, PPC, performance și probabil social media pe zona asta care e foarte tare acum și pe care folosesc foarte puțin, ceea ce e foarte bine, că ne lasă loc nouă ăsta care am început să folosim să ne facem de cap. Mi-a zis cineva odată din industria noastră, dar venind de afară, îmi spun, ok, în România, de ce nu faci online, de ce nu faci real estate? Și zice, my friend, când toată lumea face real estate, trebuie să ieși din real estate. Și era în anul crizei, înainte de criză. Bine că n-a intrat în real estate. Deci când o să facă toată lumea ceva în online, ieșiți, căutați ceva nou, pentru că o să se ducă înainte. Eu fac evenimente de 10 ani, de 8 ani anul ăsta fac cu Evensis. Cred că asta știu să fac. Și ce vreau eu să vă arăt astăzi sunt cele 83 de slide-uri. Am să vă arăt cum se promovează un eveniment ca o deschidere pentru cei care urmează după mine și care au mai multă experiență din perspectiva dumneavoastră. Slide-ul numărul 2. Nu, era pornit. Nu, no, cred că suntem pe altă prezentare. Ce vreau să vă spun așa, până dăm drumul la PPT-ul PowerPoint-ul și 2 din 90, am zis bine, da? Industria asta în care activez, vă vine să credeți sau nu, sunt dintre cele mai boring industrie din lumea asta, din multe puncte de vedere. Și ce știm cu toți despre această industrie, despre piața de evenimente și despre promovarea lor, că despre asta vorbim astăzi, este că avem cele mai multe site-uri. Și dacă vă uitați la mari conferințe și organizatorii de conferințe de afară, o să vedeți că iau un template de site-uri care îl replică la infinit și cam ăla este site-ul. Comunicatele le dăm, dar nu prea se mai preiau și cei care fac PR știu lucrul ăsta. Bannerele, la fel, sunt foarte neinspirate. Eu mă uit foarte mult la piața în afară și văd că piața în Anglia, deși este foarte avansată în termen de evenimente, ca și concepte, idei, approach-uri, în termen de content, la nivel de promovare, au un template și rulează de la un eveniment la altul și mă refer la organizatori de evenimente care fac 10-20 de forumuri, conferințe sau awards pe an. Dar la un moment dat trebuie să automatizezi și cumva pierzi din creativitate. Pliantele, le știți, sunt default sau trifold, cele mai sunt cu formularul pe ultima pagină de înscriere pe care o pun nimeni, nu va completa niciodată în era internetului, dar noi îl punem în continuare. Și acele mail-uri cu pe data de X organizează asta și speram să se înscrie cineva. Facem asta dintr-un automatism și din faptul că este o industrie boring, de fapt cred că foarte, încă foarte tradiționalistă, adică lucrurile astea se fac și se duceau și cu 10 ani, când am început eu să fac evenimente și nu s-au schimbat pentru unii și pentru noi. Însă, la un moment dat ne-am zis, băi, trebuie să facem un pas, să mergem înainte și să facem totuși ceva. Și ce am făcut?
puțin pe puțin. Am început să lucrăm la site-uri și dacă vedeți, poate și la mine, dar și la alții și poate mai mulți la alții, o să vedeți că deja ne-au ajuns la foarte multe site-uri responsive, da? Deja pentru evenimente. Da? Noi nu am făcut foarte multe responsive, însă le-am făcut mai atractive, ne-am adaptat, dacă vreți, timpul lor, imagini mai mari, layout mai simplu, da, încercăm să avem și call to action pe lângă pe data de mă imităm, da? Mail-uri targetate, ce înseamnă asta în industria noastră este că la un moment dat ne-am dat seama că nu putem să dăm același mesaj ca și unei baze de 2000, 3000, 10000 de oameni din industria X, să zicem. Pentru că unul lucrează în FMCG, unul lucrează în auto, unul este multinațional, unul este antreprenor și atunci am început să segmentăm pe bază și să spunem, avem un mesaj pentru cei din FMCG, pentru că pe ei îi arde chestia asta. Avem pentru cei din auto, pe ei arde chestia asta și am început să mergem. După care am mers pe nivele, este beginner, îi servim mesajul într-un anumit fel. Este vest, este din corporație, este din companie românească, este din București, este din provincie, da? Lucrurile astea le faci dacă tu îți întreții baza și chiar ai grijă de ea. Și baza de date este cea mai important, cel mai important asset într-un eveniment. Poți să ai idee din lume, că dacă nu-ți vin oamenii degeaba, ești cel mai bun la chestia asta. De mulți ani deja asta cu Global Relations funcționează și acum cred că mai nou Facebook Relations, asta nu știu cum o să facă și cum o să facă pe cineva, dar se pare că Facebook la nivel de wow, trebuie să fiu acolo pentru că lumea vorbește despre mine pe Facebook, e un factor, nu pot să măsori, dar simți, nu la mine, nu în cazul meu, știu de la alții când au pus pe Facebook și au început să scrie sau să dea mai mulți oameni, au văzut în scriere că vin. Da. Și un eveniment, nu de-al nostru, care au vândut exclusiv pe Facebook și pe blogul toate locurile la un eveniment. Se întâmplă, dacă rezonezi cu publicul țintă, dacă ești în mediul, era despre blogging, social media, deci s-a putut vinde și din asta, fără altceva, fără trimitere de mail, fără cliente, fără vende, s-a vândut numai din asta. Dar bine, nu 500 de locuri, 30 de locuri, da, 60 de locuri, deci. Dar atâta era eveniment. Cât sunteți voi aici? Probabil mai puțin, sunteți 200 de mici, eu. Așa se întâmplă când apar eu la evenimente. Radio, deși l-am folosit de mult, l-am abandonat, însă se pare că există un anumit, pentru anumite evenimente, există un target care încă rămâne legat de radio și n-am început să-l folosim. Este și un tool de imagine care completează, dacă vreți, tot ce facem. În ideea că, la un moment dat, într-un eveniment mare, trebuie să arăți că ai o forță media în spate. Și dacă nici nu te presa, trebuie să încerci să-ți faci cu această forță media din parteneretele pe care le-ai cu diverse instituții mele. Și asta am încercat noi. Radio nu are, adică are un rol de suport, nu o să poți măsura, pentru că într-un spot radio nu poți să-i dai un link unic. Nu știu, poate, de fapt poți să-i dai, dar nu a încercat nimeni sau cel puțin nu știu eu, în zona de evenimente. Indoor advertising este foarte interesant, pentru că sunt foarte multe cărți de birou, după cum bine știți, și în fiecare zi ai o reclamă, în fiecare budă ai o reclamă. Noi nu am pus doar în lift, deci vă recomand să nu încercați în toalete, să puneți pentru evenimente. Dar ai un simbol de business to business, știu că în blocurile de birou, sunt corporați din zona mea, trebuie să urce cu liftul, îmi pun mesajul în indoor. Indoor poate să înțelege mult mai mult până la ecrane și așa mai departe în mall-uri și chiar supermarketuri, dar asta țin foarte mult de targetul vostru. Încă o dată vorbim de business to business și atunci trebuie să fii cât mai relevant pe segmentul respectiv. Postere. Poate vă întrebați ce sunt postere, n-am știut cum să le zic. Ce am văzut noi la un moment dat, pentru că noi n-am inventat roata și ne uităm foarte mult în afară, în loc de clientul report, unii au făcut un poster la un moment dat. Adică când mi-ai așa ceva mic și începeai să-l deschizi, nu mai dădeai una, două, începeai să-l deschizi și aveai așa ceva mare în față, un poster. Și pe o parte era o imagine foarte sugestivă, foarte striking, să zic așa, pe partea aia unde aveai. Cine sunt vorbitorii? Așa am încercat chestiile astea. La un moment dat pentru eveniment Digital Forum, acum 2-3 ani, am făcut o carte poștală. Și am scris pe ea, aceasta este ultima carte poștală pe care voi primi vreodată, vin la Digital Forum să afli de ce. Atât am scris.
Da, deci în ideea să ieși puțin și am încercat să ieșim puțin din clientul, default. Video, hai și cocor, dar nu trebuie să zic cocor. Cel mai puternic în momentul ăsta pentru unele evenimente. Încă o dată, acolo unde e nevoie de putere media și acolo unde este importantă puterea media, trebuie să ai un mix mai divers. Și atunci am mers și în zona asta de expunere. Dacă vreți, la noi foarte mult se combină dacă awareness, sunt campanii de awareness cele mai multe și sunt doar câteva în care noi targetăm, să zicem, audiența foarte, foarte precis. În general, atunci când vorbim de baza de date. Ok. Nu mai știu, am ajuns la stadiu 6, nu? 4. La 11. Bun. Ce e nou în promovarea evenimentelor? Am zis remarcă incertare, nu trebuie să-mi spui de două ori așa. Anul trecut am făcut foarte mult marketing, noi lucrăm cu web digital și nu pot să vă zic că sunt niște chestii secrete acum, dar ne-a prins bine. Probabil ne-a prins bine și aici știu că va urma prezentarea și deși mă întrebați mai bine decât să vă explic eu ce se mănâncă și mai bine despre mine. Ne-a prins bine într-un moment în care nu începuseră să facă foarte mulți. Dacă mi-a luat bine aici când am început noi să facă, facem mai făcuse bizu pentru zile bizu care fusese în noiembrie. Tot de web digital, după care acum cam toată lumea care face evenimente cred că face asta. Sau toată lumea pe care o urmăresc eu sau evenimente pe care l-am urmărit eu sunt în zona asta. De asta vă spuneam, dacă vedeți ceva și fiți primi până să aveți the first mover advantage, pentru că voi vă veți vedea mult mai mult. După aia o să avem retargeting blindness, nu o să mai vedem retargeting. O să retargeteze aia pe umăr, al loc cumpăr și cu... I have retargeting blindness. Retargeting, ca să mai folosești un cuvinte de-astea mișto. Noi, pe newsletter, ce am făcut și neapărat face foarte, foarte tare, dar noi fiind conservatori, o facem puțin manual, pentru că facem și o analiză. Urmărim cine deschide newsletter-ele, unde s-au dus, în ce pagină și în funcție de ce acțiune au avut în site, avem două variante. Ori venim cu o ofertă pe e-mail sau cu un approach direct pe e-mail, dar personalizat direct pe el. De asta zic, este destul de mult manual, pentru că trebuie să analizăm și luăm în considerare dacă mai fost la evenimente, sub ce formă și așa mai departe, îi facem ofertă. Sau îi sunăm. Avem un departament gen call center care face lucrul ăsta activ pe telefon. Am văzut că vă interesează, pentru că știm că au deschis e-mailul. Ați avut o problemă cu scrierea, vreți să vă completăm noi formularul. Mulți, pentru că evenimente business-to-business sunt plătite de companii, trebuie să ceri și datele de firmă. Și acum, fie zic pagina. Știi? Și atunci, cumva, combinăm mult mai multe lucruri, dar ca să fim foarte direct și să știm să rezolvăm problema, e eligibil sau nu eligibil, am sunat. Ok? Custom audiences, am început să facem de curând. Mie îmi fac pe evenimente de nișă foarte nișate, unde tu îți poți descoperi audiența pe Facebook. Eu cred că poți să iei acest mesaj foarte personalizat și o să vedem foarte multe creativitate în perioada următoare. Nu știu dacă campania L'Oreal l-a văzut cineva, nu cred că a văzut nimeni, pentru că nu am niciun vlog în sală celebru ca mine. L'Oreal a făcut o campanie pentru cei mai celebri bloggeri din România, pentru doi. Bălboșicu? Nu. Nu, glumesc. L'Oreal România a făcut o campanie și face în acest moment o campanie pentru 30 de bloggeri, dacă nu greșesc, pentru care au creat campanii individuale. Au creat 30 de campanii pe un om și mie, în Facebook-ul meu, văd când o deschid, salut Cristi cu poza mea. De o marte de tu te scurci cu florile, de cadou ne ocupăm noi. Intru într-o aplicație pe Facebook în care poți să aleg cui să-i trimit un pachet L'Oreal de 8 marte. Zosu a scris că mișto ideea, dar nu cred că l-au ales bine.
Da, la aștept, să ne respectăm genul. Da, la aștept, Lorea. Știi că ce gamă, că au și garnie și vișier, că nu știu ce. Da, deci ei au făcut chestia asta tocmai ca să atingă o serie, să zicem, de influență, ca oamenii zică, wow, ce spune L'Oreal și cum vă povestesc acum, încă 60 de oameni au aflat că e campania L'Oreal. Sponsor Stories, mai atunci când le facem noi, le facem blanc, pentru de acolo, setează, par, dă-i drumul, că nu sunt mulți bani. Dar gândiți-vă că voi sunteți aia care sunteți oameni inteligenți și îl urmăriți pe om, fană, cu chestii de-alea, vă văd la conferință așa, mă plictisesc, dar voi sunteți inteligenți. Noi trebuie să fim mai cocoși, mai păune, așa, mai să purtăm tricou roșu sub o cămașă deschiată la trei nasuri și trebuie să ieși în evidență cumva, înțelegi? E roșu? Da. Nu mai știu la cum să mai. Așa. Dar în lumea asta, oamenilor care vin la evenimente, contează foarte, foarte mult cine vine acolo, cum se poziționează evenimentul, cum ești văzut dacă vii la evenimentul ăla, într-o măsură, în unele evenimente mai mari decât contentul pe care îl vezi la eveniment. Deci e uimitor să vezi oamenii cum vin, pentru că știu că alții care vin acolo și nu vor să fie left out. Facebook Ads, la fel, o să avem aici probabil prezentare, dar vă spun ce folosim noi acum, în momentul ăsta. Mobisites, deși nu este dacă e, nu știu dacă ar trebui să fie pus aici, dar am avut pentru câteva evenimente solicitări de informații și completări de formulare de pe varianta mobilă. Și pentru evenimentele mari, în general cele de digital, facem mobisite-uri și ca un statement că noi susținem mobile web-ul și de aceea n-am mers pe responsive, motiv și pentru care nu mergem la site-ul web de unul și facem mobisite pentru evenimente separat, pe cu Voxline pe partea asta. Mobile ads am încercat la un moment dat, de experiență acum vreo 2 ani, 3 ani, nu-mi dau seama, n-am avut la momentul respectiv, nu-mi dau seama acum pe măsură ce penetrarea smartphone-urilor a crescut foarte mult, dacă merită să reîncercăm. Nu am găsit încă evenimentul. Poate avem într-un eveniment care e mai puțin B2B să faci chestia asta. Și content. Surprinzător, dar deși toată lumea vorbește de content marketing de bani, dacă reușești să faci chestiile astea de imagine, dacă reușești să targetești, să vii și cu content în care să dai, dacă vrei, ca un preview la ceea ce îi vor primi la conferință, contentul ăsta te ajută, pentru că sunt două tipuri de participanți la evenimentele B2B. Aia care nu știu nimic și sunt la început și sunt întotdeauna, vor fi. Și cei care deja fac lucruri mari. Noi eram un eveniment pe digital și unde am participat eu, deja se vorbește de analytics mai mult ca oricând și probabil o să aveți lumea SEO, PPC și analytics cumva, pentru că o să fie un buzzword între companiile care dau astfel de servicii. Big data și nu la modul la big data, adică cloud, vorbim cu toți data, nimeni nu vrea să. Deci chiar o studie de caz în care oamenii au arătat cum folosesc datele la companii mari, bănci mari din Rusia și așa mai departe. Și e slide-ul 7, mai departe, capitolul următor, întrebări și răspunsuri. Poți să întreb eu ceva dacă mă lași? N-am văzut acolo LinkedIn și pentru promovarea business to business, nu știu. L-am lăsat separat. Acum n-am la mine datele. Noi avem, nu știu, 1.300.000 de români, 400.000. Zens Monitor face o interogare a Appium sau ce fac ei acolo și au arătat niște cifre, dar foarte puțin români activi pe lună pe LinkedIn. Asta înseamnă, pe lângă observațiile mele din diverse grupuri unde eu dau share și nu văd răspuns și cred că dau lucruri ceva interesante, cred că cei mai mulți o folosesc ca un fel de rezum.
1. 2. Câte companii de aici au pagini de LinkedIn făcută la zi și actualizată ca lume? Deci vedeți, câți aveți Facebook, de pagini Facebook, hai să o luăm așa. Aici e creme de la creme, dacă întrebam ieri la conferință la noi, de LinkedIn, din 100 și în sală, probabil din cau 20. Și din ce știu eu de la experți, ultima oară când am verificat, cam scump să faci reclamă pe LinkedIn. $2 plus $2 plus. Da. Acum depinde și ce vinzi, dacă vinzi Maserati și ți-a cumpărat. Ca să spuneți, costă 200 și ceva de euro, e mai scump decât oricare e-jobs, best jobs. Eu mă gândesc că dacă aduce cineva de la LinkedIn, pe care am încercat și noi acum câțiva la o conferință, cred că o să-l mâncați de eu. Dacă dă frustrare în voie, îți dai seama. Sunt câțiva oameni care sunt foarte activi pe LinkedIn și mai activi pe LinkedIn decât pe Facebook, dar sunt consultanți pe tot felul de management, pe tot felul de marketing, unde își creează o comunitate din zona celor, să zicem, business-uri mijlocii mici din provincie și încearcă să se poziționeze ca un fel de... De fapt, se poziționează un fel de experți cu specialiști și aduc tot felul. Cine face bine, cred eu, pe LinkedIn, dar nu mai știu dacă mai continuă, LinkedIn-ul lui, mi se pare, și cu ce a făcut el cu extensia ei companiei, mi se pare că... Da, haideți să ne uităm. E un anumit target pe care îl are el, la fel ca el alți experți pe alte domenii, fac, dar dacă vreau să am oameni de la, nu știu, Orange, Vodafone, Procter & Gamble, Unilever, ăștia nu știu ce oricum până nu am trebuit să-ți mai stai și pe LinkedIn după ce s-au zis de zi pe Facebook. Și WhatsApp, deci și WhatsApp, da. Păi dacă nu mai sunt... Mai mult cum populezi baza de date pentru potențial targetați? Baza noastră? Acum, nu știu cum să vă spun despre asta. Noi am început acum aproape 8 ani, facem aproape 20 de evenimente pe an. Am cam populat-o de ceva vreme și o prospătăm, practic verificăm. Verificăm în două momente din an, vara, când nu facem evenimente și iarna, facem un check. Ori urmărim. Industria asta pe care noi o targetăm, în general zona de marketing, unde facem cele mai multe, e cam știu pe toți din vedere, dar după nume deja. Și cam când pleacă, pot să zic eu, bă, dar e un mixer, CRM, dar un mixer, ia, mă, ăsta a plecat mai lucrat acolo, dă la aici, copy-paste, iei și datele, nu știu ce, dar luăm și ăla de Facebook sau de tare, poate un casă după aia. Save întotdeauna, save la 2 minute, nu știu, așa. Ideea e că noi având, da, începând cu evenimentele, când încă un banner de evenimente avea impact. Păi nu știu, dacă nu mai, cred că doar în primele 3 luni din an, cred că sunt vreo 4-5 elemente legate de digital, februarie, martie, aprilie, dacă e să vrei, de online digital interactiv. În 2007 de anii cu digital fără eram un singur de căs. Și când pune un banner pe... Și cred că pe vremea aia oamenii mai intrau și pe site-uri. Să știa o știre, acum și le-au după crezi. Deci am crescut-o prin toate mijloacele, da? Plus că mai au chestie, noi în B2B și e foarte interesant, de asta n-am automatizat mult și suntem în continuare tradițional, pentru că foarte mult ține de relația pe care o faci cu cel care cumpără. În general, nu cel care beneficiază cumpără, sau de multe ori nu beneficiază participantul cumpără. Cumpără cașierul, unul la PR, asistenta, în serviciu, bine, fiecare ce are în companie și poate să pună să aleagă. Și atunci te sună, poate zici, ok, dacă mai vine un coleg, îți mai dă un discount, îți dă și pe colegul ăla, l-ai introdus, mergi mai departe, la 6 luni sun, colegul mai există, vrem să facem o colegă. Ele deja la noi în bază de... mai sunt și baze de închiriat, Compass, cred că se numesc cei care închiriază. Da. Sunt băte, nu sunt de mult, ei fac și niște cataloge, dar ei au o bază în care cred eu că pot spune vreau oameni de marketing, dar nu segmentez mai departe, adică oameni de marketing de unde.
de la instituții de stat, de la instituții private, de la multinaționale, de la, știi, că PR e PR cea mai mare industrie. Vă știți unde sunt cele mai multe birouri de PR în București? Știți unde? Nu vă gândiți, lângă voi, toate restaurantele sunt centrile ca o PR-istă. Aici e aglomerare de PR. E cam așa, adică PR-ul e așa și cu marketingul, probabil. Nu se trebuie în uneori școală să zici că ești om de marketing la restaurantul cu tare și cu tare. Am avut noroc, am început de trend. First mover advantage. Când ești prin o piață, du-te și ia cât mai mult. Voi poate ai experiență în chiria de baza date? Nu. S-o vindeți? Nu, și nu e vorba de volum, e vorba de calitate până la urmă. Dă mai multă atenție colega mea care se ocupă, face asta de mai mult, de vreo 15 ani. Poate și niște cataloge, dar pentru cei născuți cu anii 90, catalogele arată cam așa, sunt din hârtie și sunt luate, sunt legate la un lipici în care superculo și de cele mai multe aveau culoarea galbenă. Unele se numeau yellow pages, dar eu n-am făcut de yellow pages. Noi făceam niște business directories pentru comunitățile de expați. Și atunci te dai pe fax o cerere, când ai cerere niște date. Faxul este mai știu. Faxul nu este o piesă alătită, nu mai are nimeni telefon fix în casă, vorbesc. Să zic, e un telefon fix mai mare, poate ați văzut. Este relația incestoasă între un telefon și o imprimantă mică. Înțelegeți? Ce e relația incestoasă, știi? Pentru că e printre de prostă calitate, de aia incestoasă, că nu putea să iasă ceva bun. Și atunci ea și-a dezvoltat așa un hobby, să nu, ne-am cred că a fost un club odată, multe chestii de-astea, așa, și citește toată presa de business, urmărește, știe, dacă trezești noaptea, cine-i CEO, acolo îți spune, adică cumva am avut noroc să avem un om de genul ăsta. Și atunci, dacă eu vreau la o conferință sau în altele companii, câte mari companii sunt în România? Păi, câte? 200, să zicem, pe segmentul meu. 200 îi agregăm destul de repede. E o mare, mare, mare lucru. Dacă vrei să faci o chestie așa, poți să începi cu clientele, dar e un post foarte mare. Și în atenția departamentului de marketing. Dar nu știu cât de răspuns ai, nu am încercat să facem chestia asta. Primesc în atenția departamentului de marketing, dar nu am făcut. Deci nu știu. Mai sunt întrebări? Așteaptă partea interesantă. Eu am fost de urmă. Domnul? Da. Ok. Încă acum trebuie să acceptați că voi nu sunteți industria cea mai creativă, însă să știți că oricât de mult ați luat voi din piață și a luat Google sau oricine din piață, partea aia cu creativitatea, spotul la TV și toată nebunia, poveștile alea frumoase, alea o să rămână. Ideea este să voi să fiți creativi, nu știu, mie s-a părut ce a făcut L'Oreal o chestie de creativitate care ar putea să vină din partea voastră. Voi știți niște tool-uri, aveți niște instrumente, știți cum să le folosiți, în ce pași, în ce momente să le activați, cum să-i urmăriți. Dacă vă gândiți, bă, acum aștept să fac asta, să fie creativ, poate așa o să vă distingeți între voi mai bine, la un moment dat, când toată lumea o să facă același lucru. Mersi!